persoanele interesate de obținerea unui loc de muncă în Spania trebuie să știe că durata contractelor de muncă este de aproximativ 3 luni în perioada 1 martie 2013-mai 2013. Timpul de lucru este de 6 ore și jumătate pe zi, 6 zile pe săptămână. Salariul oferit este de 38,63 de euro brut pe zi. Contribuțiile datorate sunt 2% impozit pe venit și 83,73 de euro asigurare medicală. Cazarea este oferită de către angajator. Transportul către locul de muncă se realizează cu autocarul, costul unui drum fiind de 95 de euro și se decontează de angajator la plata ultimului salariu. Selecția va fi organizată la Craiova cu sprijinul AJOFM Craiova în perioada 9-11 ianuarie 2013. Solicitanții care îndeplinesc cerințele angajatorului cu domiciliul de Galați se pot adresa la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați din strada Domnească numărul 191, compartiment EURES, implementare măsuri active, pentru a fi luați în evidență. Termenul limită pentru aplicare este 4 ianuarie 2013. Participarea la selecție se va face numai după înregistrarea în baza de date a Agenției Județene pentru Forță de Muncă, unde solicitantul își are domiciliul și pe baza invitației emise de consilierul EURES. Menționăm că ANOFM nu își asumă responsabilitatea cu privire la cheltuielile efectuate cu ocazia deplasării la selecție, decizia de acordare a unui contract de muncă aparținând în întregime angajatorului.